Salutare, prieteni, bine v-am găsit la un nou vlog pe canalul de YouTube David de la Strehaia. Prieteni, uitați ce am primit trandafiri de la Alin, de la David, mi-a luat unul și ursul, am mai mulți aici în colecție și am mai primit și un mărțișor foarte frumos, chiar îmi place. Și aș vrea să vă urez tuturor doamnelor, tuturor mamelor, tuturor femeilor la mulți ani, să fiți sănătoase, să începeți primăvara bine. Și mamei mele îi urez la fel. Am vorbit oricum cu ea astăzi. I-am dat cadou înainte să plec de acasă, pentru că știam că nu apuc 1 martie acolo. Așa că David i-a dat mărțișorul până să plecăm de la Popești. Și mergem acum afară să discutăm cu cei din șatră, să vă povestesc și vouă cât de cât ce întâmplări au fost azi. Că a fost aici o agitație și ceartă multă. Salutare, prieteni! Salutare, prietenași! Măi, prieteni, a fost agitație foarte mare azi în șatră. Am început ziua cum trebuie, cum s-ar zice. A fost un scandal aici de toată frumusețea, cu patroana, cu Leo, nu știu ce au avut exact de împărțit, de la ce a pornit scandalul ăsta. Mamă, scandale peste tot. Am înțeles că l-a supărat puțin patroana pe Leo, nu știu ce nu i-a convenit lui acolo la la amenajările casei. Patroana nu mai vrea să elibereze o cameră în plus, nu știu ce are de făcut pe acolo și a pornit scandal bombă. A fost aici un circ de toată frumusețea, ați văzut și voi probabil pe canalul Leo. Am încercat și noi să aplanăm situația cum putem, să liniștim, să nu plece de acasă, dar dacă el așa a decis, vă dați seama că nu putem să-l ținem noi cu forța, mai ales că știți că pe Leo nu poate să-l comande nimeni. Când îi se pune, îi se pune. Și e și patroana supărată, vă dați seama că se liniștise patroana, vrea să stea și acasă, să facă aici pregătiri cu Alin, cu mine, cu David, cu toată șatra. Și până la urmă a plecat. Uitați-vă și pe patroana. Ce să facem, prieteni, a plecat Leo, stă pe drumuri, acum s-a dus cu Olga, cu Voltan, cu Cătă, cu oficiala. Îi trebuia șată să țină după el, avea bani să le țină pe toți. Da. Luați pe Georgiana și pe Ursul și pe Tiță. El e om să țină atâta lume după el. O să stă liniștit în patul lui. Spuneți, prieteni, lăsați comentariul dacă sunt de liniștit. Da, prieteni, într-adevăr, era frumos să rămână acasă, că aveam aici de toate, cu cumpărături făcuse destule, decât să fi stat și să filmeze pentru voi, pentru noi. Să lăsați comentarii, ce-a căutat cu atâta șatră după el? De unde are bani să țină el toată șatră? El se muncește bolan să țină pe ea după el? Dacă așa capul duce, să facă ce vrea. Da, prieteni, noi n-am avut cum să mergem cu el, pentru că avem și noi niște treburi de rezolvat, chiar nu puteam să mergem de data asta. Că știți că niciodată nu îl lăsăm singur. Am pus, face papi focul. Să merge pe papi, să ia carnea, să mai stă cu așa. Hai că îl trimit. Patroana e nervoasă la maxim, v-am zis. Ce-am E supărată. Că a zis că a cumpărat... A cumpărat ei că toată mâncarea, a lăsat tot și a plecat. Așa e, a lăsat toată mâncarea. Așa e. Mă, prieteni, nu, ne pare rău, vă dați seama, v-am zis, n-am fi mers cu el, dacă puteam și aveam cum, chiar mergeam, n-am avut cum de data asta și a plecat cu oficiala, cu Cătă, cu Bogdan originalul, cu originala. Și oficiale cu ei? Cred că da, parcă așa a zis. Că butelie, a ți-am luat un miel. Am oprit ca să spun ceva. Ce? Ce? Da, am oprit un pic, a avut Leonardo foarte, ceva foarte tare de spus. Deci era o problemă foarte importantă. Da. Am leșinat de râs. Și acum facem mielul lui Alin. Alin a început primăvara asta cu un miel și a dăruit singur. Pe bune, un mărțișor. Da. Pe bune, mărțișorul nostru. Am primit de la Alin trandafir, am primit și de la Ursul, și de la David. Mi-au adus și mărțișoare. Dar ați văzut probabil cadourile pe canalul lui de YouTube. Nu mai intru în casă să vi le arăt, că rămân aici cu papi să văd cum rezolvăm treburile din curte, cum rezolvăm și cu Marița. Papi nu mă lasă să o sun pe Marița,
Am zis o chem, că așa e frumos. Și ea a venit să ne ajute zilele trecute și chiar... Trebuie să vină. Chiar a muncit, adică chiar merită să participe și ea. Dacă tot a cumpărat Alin mielul, să mănânce toată lumea, nu? Toți care ne-au ajutat zilele astea, că au pus toți mână de la mână și au venit și ne-au ajutat. Ne-au ajutat la rânze, ne-au ajutat la cârnați, ne-au ajutat peste tot. Așa e frumos. Și la treabă toată lumea, dar și la distracție toată lumea. Nu? Așa este, prieten, și abia aștept să facem mieluțul. Ia dă-mi telefonul, să o sun pe Marița. Stai că îmi face pregătire și mie la vlog. Și te sun. Alex, ia astăzi că mă mai primesc un telefon. Papi, îți spun de acum, am vorbit cu Marița, mi-a zis că o să vină de rușinea mea, de rușinea lui Alin, dar a zis că cu o singură condiție. A zis să nu cumva să mai vorbesc despre vreo împăcare, că te evită total. Păi, dar nici eu nu mai mă împăc cu ea, că mi-a dat capul cu florile astăzi. Am vrut să mă împac cu ea și m-am dus la părinții ei, s-au luat după mine. Și ea mi-a dat capul cu florile, cu trandafirii. Doamne ferește. Dacă mă duc aici, n-am nimic împotrivă, dar eu nu mă împac cu ea. Mă duc să o iau de la poartă, cred că o fi ajuns. Că a zis că vine, da. Deci, mai prieteni, acum eu nu mă bag în treaba lor, că ei știu mai bine. Dar și cu Marița ne înțelegem și cu papi. Acum trebuie să mănânce și Marița. Chiar și Alin își dorea să vină. Uitați. Ce faceți? Uite, te așteptam. Da? De ce mă sunași? Păi să vii să mănânci tu cu noi. Cum? Ai venit doar la muncă? Ne-ai ajutat la rânze, ne-ai ajutat la toate alea și tu să nu mănânci acum cu noi. Ai tocară, ce făcut acolo? Suntem și la treabă toți și la distracție toți. Păi tu ce făcut? Să ducem cu baba la bucătărie, făcut și noi mâncare acolo că trebuie să vină tata. Mă supără papi astăzi. Veni să-mi aducă flori și mă... Am auzit că a venit cu flori la tine și ai refuzat florile. Da, mă, mie ăla, el e aceea? Da. Mă, el e ăla? Ăla e. Mă, ce caută aceea? Păi a venit... Mă, tot aceea te găsesc. Mă, n-am odină de capul tău. Mă, ce tot face aceea? Mai veni și odată mi-a dus să veniți după mine. Mă, ce n-am odină de capul tău? Bă, mă, eu am o să-i fac membru la ceaun aici. Păi pe mine mă sună mie ăla, pe tine cine te chemă? Păi n-avem cum să-mi te chem Mariță, cum? Acum... Vezi, mie era ce făcut, de ce nu zici că păi e nu-l bagi în seamă, nu-l bagi în seamă. Păi nu mai vineam dacă era el aici, dacă îmi păi spuneam că e aici, nu mai vineam. El stă cu Alina afară și tu cu mine în bucătărie. Păi nu mă scap de el deloc. Păi nu-l bagi în seamă. Păi de ce nu se duce la aia? Că aseara a fost la aia până la doua, a lăsat copilul singur în casă. Nu știu, Marițe, eu l-am tras de limbă, dar nu-mi spune nimic. Păi du-te așa, să nu duce te Păi mâine avem judecata, că vine tata astă seară. Toți zici că dai lucruri afară, dă-l odată și gata afară și mă văd scăpa de tine. Patroană, ce faci în patroană? Să ceartă papi cu Marița. Nu vor să stea aici la... A prins-o una și ăștia, Caleo cu Anca. Caleo cu Anca, gata, iartă! Tu nu vrei să-l ierți cum nu-i... Ana a fost aseară acasă, a venit la două. Cum lasă bărbata cu ce vrei. Acum a venit să-mi aducă fost să mă împăc cu el, mă supără de azi dimineață. Acum găsesc aici. Ce vrei să faci acum? Să spargi familia cum vrei. Așa am spus lui Anca, iartă-l pe Leo, să nu mai fugă de acasă. De-aia te-a pus limba și alegea. Păi mâine ai judecata, să văd ce zici mâine la judecată. Să văd ce zici mâine. Eu am legea, mă ajută. Te ajută legea. Mă favorizează. De-aia ți-ai făcut tu de cap, că ai legea. Da, da, de-aia am făcut de cap, nu am făcut până acum. Da, acum profiți de lege. Da. Da, ai ce să zici acum. Păi să văd ce zici mâine, dăm lucrurile afară, ai zis că le scoți, du-te, scoate-le afară și gata. Și lasă-mă în pace, să mă văd scăpată de tine. Doamne, ce faci mai prieteni? Eu am zis că fac treabă bună, că îmi fac și am făcut mai rău. Acum iar te găsesc pe tine aici la ceaunul ăsta acum. Să vezi ce iasă la ceaunul merere pe ceaunul ăsta. Acum, du-te la aia, de ce nu te duci? Ăsta ceaun, acest ceaun, e pe modă. Ia-mă pe modă, ți să sună pe modă. Mă, papi, ce facem? Mă, n-am nicio judecată, că mă favorizează judecata. Ți-a dat, s-a adoptat și tactul a semnat toți. Că am drumul. Bine, mi-ai dat-o mie capul cu florile, nu-i nimica. Ce să mai am? Le-ai un trandafir cu aur cu el, suflat. Trandafir cu aur, un trandafir de aur meritam eu, după ce mi-ai făcut. Numai un trandafir meritam eu. Da, și la aia ce ai făcut azi noapte? Iar n-a dormit acasă. Păi mi-a zis copilul azi dimineață, mă sună. Că a venit la două.
Te doare piciorul. Da. Nu vezi că de-abia mergi pe drum? Cum îmi doare? Ne, și tu, ți-ai găsit tu și tu o parașută. Ți-ai găsit și tu. Îți fac și tu. Ce facem, măi, prieteni? Eu am zis să-i împac, să fac într-un fel, să stea amândoi la masă, sala, dar nu e nicio șansă. Mă duc acasă, eu dorm în casa mare, el dorme în casa mică. Bun, atât. Du-te acum să mă duc să iau oricum să amezi la mine. Du-te, fă, nu mai fac nimic, lasă-mă în pace. Păi mă mălige aici, la patroană, exact la patroană. Cu brânză, fă aici ceea ce trebuie. Patroană, eu am zis că îi chem pe amândoi la un loc să-mi fac și ăștia mai rău fac. Ce fac acum? Ce fac? Ce să faci dacă nu mi-ai să-mi pagă de bună voie? Da, eu nu mai mă bag, nu mai zic nimic. Să-l las pe el afară acolo, la ceaună acolo. Că de rușinea voastră nu mai zic nimic chiar acum. Lasă acum, ce a fost acum aici, iartă. Așa am învățat-o pe ea. Veni să-mi aducă flori la poartă, mie asta, ce tupeu pe el. A zbirat baba, s-a luat moșul după el, l-a mai filmat, a fugit cu filmarea. A venit să cu filmarea după mine. Da. Auzi, patru ani dat comandă, mâine hernie de fasole. Facem. Deci mâine hernie de fasole. Uite, papi. Și de ce nu eu acasă să vadă. Eu am făcut mușdei ăsta. Da, arată bine. E bun, da? Da. Așa. Dar n-ai pus puțin vegeta aici. Ba da, ba da, e vegeta. Da, e bun. E și un pic de sare și verdeață. L-am pixat ca lumea. Bravo. Și Marița e aici la... Eu nu mai vin. Am luat la un cap de miel. Eu nu mai vin. Dacă vine papi, mâine nu mai vin. Cum, fată? Eu păi vii la mine, n-ai treabă cu papi. Eu nu mai vin. Să iasă afară, să nu mai stă cu mine aici în bucătărie. Tu locolești pe papi. Să iasă afară. Să iasă afară. Tu nu-l bagi în seamă pe papi. Vii la mine, n-ai treabă cu el. La mine, la Alin. Pentru că știam că e ca la cea, nu mai vine. Avem vergața aici să punem și peste miel. Vedeți, proaspătul. Și patroana mâine comandă o hernie. O hernie de fasole cu afumătură. Da. Bine că nu-i leu acasă, ne facem poftele. Păi acum, patroana, dacă tot nu e acasă, trebuie să faci toate poftele repede, 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 să mănânci da. Tot. Ne facem de cap. Mai avem acolo încă un preparat. Și duminică plecăm undeva. Meu, da, surpriză. Surpriză, nu spui nimic unde plecăm duminică. Nu, surprize mari vă așteaptă prietenii. Da. Văd că s-a mai calmat și papi, s-a mai calmat și Marița. Ei se ciocnesc foarte mult când se întâlnesc atunci. Doamne, se abia am calmat pe amândoi. Nu mai e de râs că este scandal mare cu ei. Eu chiar ziceam... Pisei, pisei, băi! Ești pisei, destul să stau afară. Marița, pentru că e lumea pe prima. Da. Mergem. Pis, pisei, băi, ce priviri aruncă Marița lui papi. Bine că avem cu pisei, dar nu e să mergem. Mi-a trecat trandafirul, că ne-a dat atunci apa în vene, era cu aur. Na, a fost și ea supărată. Acum ce să fac? Ea era suflat cu aur pe petale și ea m-a făcut... Lasă, să meargă la ștabor, să văd ce câștigă. Să nu pun mămăligă la cașca. Să văd ce câștigă cu ștabor, că legea e de partea mea. Eu mod a dat legea aia să țin două. Dar mod pe modă e de mine. Să-l cheamă pe mod acum, să văd ce face mod. Deci domnul mod a întărât scandalul? Nu știu ce să mai. Da, el a făcut legile astea. Da. Eu eram cu minte. Serios, papi, erai cu minte tu? Bă, eram cu mine, m-a prostit multe, când am auzit legea, am făcut și totul. N-ai putut să te mai abții, o? Nu mai pot să mă abții. Nu mai pot atâta, vă spun. Mă duc să-mi fac melul, că aici nu stau. Tu tot ca să nu stai la un loc cu Marița. Chiar păi și tu ești de vină, papi. Să-mi fac asta, prima dată și... Pun mămăliga în cap, eu fac. Pun mămăliga asta în cap, acolo, mai bine de ore, ce? Doamne.